Țara Făgărașului câștigă tot mai multă popularitate în rândul pasionaților de călătorii din România. Prin organizarea primului infotrip din acest an, Țara Făgărașului a cucerit pe bloggerii români prin multitudinea de bijuterii naturale și prin încărcătura istorică și culturală a locurilor. Departe de agitația capitalei, invitați să se bucure de răcoarea muntelui și să exploreze frumusețile naturii la pas, aceștia au vizitat o parte din tărâmul adăpostit de munții Făgăraș și au trăit experiențe unice. Au trecut pe la Mănăstirea Rupestră de la Șinca Veche, au întâlnit ansamblul folcloric de la Șinca Nou, asistat la făcutul pâinii în cuptor de lemn la Noul Român și au putut admira panorama întregii țări a Făgărașului de pe colinele Ardealului, aflate în dreapta Oltului. Turul în Țara Făgărașului s-a încheiat pentru pasionații de călătorie cu o vizită la superba cetate a Făgărașului, dar și la Muzeul și Atelierul de Zestre Contemporană Mândra Chic. La finele excursiei în minunatul ținut al Făgărașului, creatorii de conținut s-au declarat îndrăgostiți de locuri, oameni și tradiții. În ultima perioadă am avut vizitatori, să spunem așa, oaspeți importanți în Țara Făgărașului. Deci au fost bloggeri din mai multe domenii consacrați în România pentru o campanie, să spunem așa, dedicată promovării Țării Făgărașului. Pe lângă echipa de bloggeri care a fost selectat pe tipul nostru de și pe profilul, să zic, pe care noi vizăm ca și turist în Țara Făgărașului, au mai fost prezenți și o echipă de la ProTV București, care au ajuns la noi joia trecută și au rămas 5 zile până marți. Ei au avut aceeași temă, de a descoperi și de a merge împreună în locuri, să spunem așa, necunoscute pentru ei și care sunt, noi spunem, de o valoare mare. Am fost doar în câteva locații pentru că această activitate este împărțită pe care noi o facem de promovarea Țării Făgăraș în 4 etape. Deci am avut prima etapă acum, pe 11 august va fi a doua etapă cu vloggeri și a treia etapă va fi cu partea de Instagram și în iarnă ultima etapă va fi de partea de și obiceiuri în Țara Făgărașului. Aici mă refer la partea de cetele, feciori, colindele care se întâmplă în spatele din Țara Făgărașului și alte obiceiuri de iarnă care le avem și sunt bine păstrate în zona noastră. Destinația turistică anului 2020 este o apreciere acordată pe merit unui tărâm de poveste, promovat cu drag de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului Țara Făgărașului, pe scurt ADI Țara Făgărașului. Ca obiectivul pe care noi îl avem, obiectivul mare, ținta, este ca Țara Făgărașului să fie destinația anului 2020 în domeniul turismului din România. Acum este un obiectiv, să spun așa, îndrăzneț, dar nu este un obiectiv care nu putea realiza. Pentru că chiar Țara Făgărașului, prin cercetările și prin partea de segmentare pe care noi am făcut-o în ultima perioadă, nu a fost o zonă foarte cunoscută. Și atunci ne putea remarca prin faptul că odată cu evenimentele neplăcute pe care le-am avut din punct de vedere a noului COVID, care a, să zic, ne-a afectat pe toți, oamenii s-au întors, mulți dintre ei, la origini și să-și cunoască țara și noi putem fi într-un trend de genul ăsta să descopere o zonă, o țară a Făgărașului care poate oferi foarte multe oportunități. Toate aceste etape inițiate de reprezentanții asociației stau la baza unei campanii de comunicare ce va fi lansată luna aceasta, dar și a unei platforme de rezervări care își propune susținerea vizitatorilor în găsirea atracțiilor și cazărilor din zonă.